foarte bun să de, de democrație, de principii și de demnitate. Și tu pui votul la Ciolacu și la Grindeanu, la inutile, la incompetenția aia. Păi mobilizează-i, păi trebuie să-i dăm jos. De ce ați ieșit de aici? Moțiunea noastră. Semnăm orice moțiune, dar de ce trebuie să fie voastră? De ce ați băie de la USR nu semnează? Hai să facem dreptate. Nu vă mai ascundeți după interese. Oamenii vă votează să asigurați un proces democratic, nu să vă bateți joc. Iată, tensiunile continuă pe scena politică, doamnelor și domnilor. Am văzut acest scandal din Parlament, cum un reprezentant de la AUR țipa la un reprezentant de la PSD. Între timp, PNL a reușit să amâne moțiunea depusă de USR Plus și AUR. A contat decisiv și sprijinul PSD în acest caz. Socialdemocrații au ieșit din ședință la votul decisiv și au ajutat pe liberal să amâne moțiunea. A fost un circ total acolo în Parlament. USR Plus și AUR au venit cu listele, cu semnături originale. Vă dăm detalii imediat. Îl vedem în imagini pe Ludovic Orban, care este așteptat la declarații din moment în moment. Acolo este și colega mea, Marina Cioacă, vine cu informații de ultimă oră. Până vedem și ascultăm declarațiile lui Ludovic Orban. Marina, sper că ne auzi. Da, imediat o să revenim la Marina Cioacă. Ați văzut, este acolo în Parlament, acolo unde este așteptat din moment în moment să iasă la declarații Ludovic Orban. Pe de altă parte, președintele Iohannis și premierul Câțu au discutat aproximativ o oră, au avut o întâlnire crucială, au pus pe masă toate scenariile de ieșire din această criză guvernamentală. Care va fi soarta guvernului, ne spune Bianca Ogarcă. Te ascultăm, Bianca. Bun găsit, într-adevăr, a fost o ședință scurtă. Președintele Klaus Iohannis a discutat aproximativ o jumătate de oră cu Florin Câțu în legătură cu criza guvernamentală iscată săptămâna trecută la noi în țară. Au pus pe masă toate variantele, au căutat împreună soluții pentru ca această criză să ia sfârșit. Până în momentul de față nu avem o reacție oficială, nici atât din partea președintelui Klaus Iohannis, nici din partea premierului Florin Câțu în legătură cu această ședință, însă știm foarte bine, au fost mai multe scenarii, de cele mai multe ori cei de la USR Plus au venit cu aceste scenarii. Practic, spuneau aceștia chiar în această dimineață în legătură cu ședința de la Palatul Cotroceni că și-ar dori ca președintele Klaus Iohannis să îi ceară demisia premierului Florin Câțu, astfel încât coaliția să continue. Pe de altă parte, ne amintim că și președintele i-a criticat dur pe cei de la USR Plus după ce aceștia au anunțat că se vor alia cu cei de la AUR.